Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, au fost aprobate bursele pentru elevi în anul școlar 2022-2023. Noi asfaltări în Dofteana. Ziua Armatei Române sărbătorită la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului. În ultima ședință a legislativului local al municipiului Onești, aleșii locali au discutat și aprobat un proiect de hotărâre ce vizează aprobarea cuantumului și numărului burselor aferente anului școlar 2022-2023. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul de stat din municipiul Onești. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, sunt atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. Luând în considerare prevederile legale care stipulează cuantumul de burse și numărul acestora, se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului Local. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea numărului de burse pe fiecare unitate de învățământ de pe fața municipiului Onești, precum și cuantumul acestora astfel. 50 de lei bursa de performanță, 200 de lei bursa de mediu, 150 de lei bursa de studiu și 200 de lei bursa de ajutor social. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cu o singură precizare, acest proiect a fost avizat și va fi aprobat și va fi contrasemnat pentru legalitate de colegul meu, directorul executiv al direcției judice, Robert Chiriac. Având în vedere, eu știu, nesuspiciunea, dar aș putea să zic suspiciunea, pentru că nu protejez pentru de vedere la anii, cu privire la conflictul de interese. Nu e conflict de interese sub nicio formă și o să vină anii și o să reglementeze această situație, am înțeles-o. Dar până la momentul recent pe site-ul anii a fost publicat un raport, colegul meu de la Asociația Agricolă, mi l-a arătat, un consilier local sau ce a votat sau a semnat ceva în care un grup foarte mare de nu știu câte persoane participa și fiecare dumneavoastră și l-au considerat un conflict de interese. Și se judecă acum, da? Eu nu vreau măsura și pentru ceilalți consilieri, pentru grade de 1-2, dacă e cineva să ne anunțați, să trecem în procesul. Dar eu nu particip la vot. Nu particip la vot. Nu particip la vot. Nu particip nicio. Mai trebuie să nu inițiez nicio. Nu are legătură. Dar poate sunteți inițiator, nu puteți fi inițiație de eu am trecut, am făcut special ce? Copiii mei să nu fie drept la bursă, da. Asta nu e nicio problemă. Dar poate nu sunteți deliberativ, eu o să-i cer, poate sub 9.50. Da, se poate interpreta așa, se poate. 9.50, da. Acolo sunt comisiile, a spus nicio scuze, comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia 4, mă rog. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Acum sunt supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În urma inundațiilor repetate ce au fost de-a lungul anilor, drumul care face legătura dintre Dofteana și Berzunți, este vorba de drumul Berzunțului din satul Larga Dofteana, a fost grav avariat. În urma unui proiect de reabilitare, acesta a fost modernizat, asfaltat. De unde au avut bani și cum de-au reușit, aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. Domnule primar, vremea bună vă ajută, se pot face lucrări, deși suntem în luna octombrie. Da, suntem în luna octombrie, drumul pe care suntem astăzi și îl vedem aici este acel drum care a fost inițiat proiectul în urmă cu 3 ani, cred că zic bine, 2019 și denumirea proiectului este Modernizare drum de interes local DN12A Canton Silvic Larga. Aici mai sus, la o distanță aproximativ de 1 km, este un canton silvic aparținut de direcția silvică a județului Bacău, ocolul Silvic Târgu Ocna îl gestionează. A fost un drum natural de pământ cum era, dar aici era un pod în spatele meu care a fost rupt în anul 2005,
inundațiile din anul 2005, în care a luat și o casă de aici, din vecinătate, așa, și încă una mai de jos, deci au fost inundații mari, inclusiv podul. Cei ce conduceau la momentul respectiv au făcut un pod provizoriu să poată să treacă oamenii, căci mai sus de pod e un cătun mic, nu mare, dar sunt mulți oameni, gospodari vechi, care aici s-au născut, aici au crescut și nu vor să plece și nici n-au vrut să plece. În condițiile astea am inițiat acest proiect prin PNDL 2, unde am obținut finanțare la momentul respectiv de 3,5 km, aproape 4 km de drum, plus acest pod. Care acest pod, îl vedeți dumneavoastră, are o lungime de 30 de metri la ora actuală, cum arată, și suportă orice fel de tonaj, fie el atât cât ar fi de puternic. Iar în cursul zilei de ieri am turnat ultimul tronson de binder, deci primul strat care se numește binder, iar în cursul zilei de mâine vom veni cu finalizarea de sus în jos al doilea strat numit uzură. Între timp, în acești ani care au trecut, acest proiect a mai primit și alte prelungiri, întrucât sunt 600 de metri liniari de gabioane, plus consolidarea acestor maruri la acest pod, în aval și în amonte, așa să nu pună în pericol culeile podului și așa mai departe. Inclusiv mai avem, să zic, în jur de 40 de metri, 40-45 de metri de gabion, și eu sper ca într-o lună, o lună jumătate să fie gata. Vă vorbesc de anul 2022, cred că va ajunge la finalitate acest proiect, care datează aproape de 3 ani de zile. Bine, prin reactualizarea prețurilor, prin diverse și neprevăzute, aș putea să vă spun că ne-am dus aproape la 100 de miliarde până astăzi. În afară de ceea ce dă Ministerul Dezvoltării, am venit noi cu cofinanțarea noastră, iar la orice reactualizare de prețuri în baza ordonanței de guvern, venim cu cofinanțare, bineînțeles, prin neeligibil, care trebuie să le punem din Consiliul Local. Pot să vă spun că mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că am avut sumele necesare, le-am strâns, le-am economisit de așa natură, căci constructorul nu lucrează pe vorbe, ci lucrează doar numai pe bani. Are mai mulți oameni angajați, are oameni care la ora actuală vin în deplasare, le plătește diurnă, le plătește masă, le plătește cazare și așa mai departe, întrucât firma este de la Iași. Sperăm ca până la sfârșitul anului să fie gata și acest drum, să-l dăm în folosință în totalitate. Iar mai avem și alte lucrări în derulare, dar cum vă spuneam, cândva mai avem și multe de făcut. O să vă evoc o amintire, domnule primar, ce a rămas doar în amintirea mea, a dumneavoastră și a locuitorilor din această comunitate, când treceau prin apă. Da, dar n-aș putea să vă spun, nu numai dumnealor, treceau și vecinii, exact. Dar aici este zona în care e calea Berzunțului, pe aici face legătura și cu comuna Berzunț, face cu schitul Sfântul Ilie legătura, și mulți cetățeni credincioși creștini ortodoxi de aici, din satul ăsta, se duc, și nu numai, din întreaga localitate se duceau către schitul de acolo. Plus de asta, e bazinul de exploatare forestieră aici, pe 1650 de hectare larga, și sunt lucrări de făcut de igienizare, sunt lucrări de marcat și alte copii lucrări silvice. Plus de, da, sigur. Acum merge microbuzul școlar până la ultima casă, așa, oamenii pot să vin cât se poate de repede cu mașina, sau vine pe jos sau cu microbuzul, își fac aprovizionările din centrul localității, se duc înapoi acasă, iar din ceea ce am observat, anul acesta am dat trei autorizații de construire de aici, de la pod până în capătul satului. Deci este o zonă care se va dezvolta. Vedeți dumneavoastră, atât cântă păsările în zona asta, niciun fel de zgomot, nimic absolut. E o oază de aer curat. Partea asta de aici e pădurea primăriei și se vede destul de clar. Mai sus intrăm în domeniul silvic al Direcției Silvice Bacău. Locul are un pitoresc aparte, are o frumusețe deosebită și toamna ajută mult acum. Sigur, aici le-am adus strictul necesar. Deci, după cum vedeți dumneavoastră, am turnat asfaltul, mai întâi am tras aducțiunea de apă, care o pompez din centrul satului până aici la ultima casă, iluminatul public, am și aici proiect de gaze, rețeaua de gaze va ajunge cândva și aici. Deci cei care vor urma
copiii noștri și nepoții noștri vor avea toate condițiile decente de trai. Doftenenii se pot întoarce acasă liniștiți din străinătate. Se pot oricând întoarce acasă și îi așteptăm cu mare drag, dar să știți că toți care au venit au investit sume de bani în această localitate. De aici, de la noi, nu pleacă niciunul, dimpotrivă vin. La recesământul populației nu am pierdut persoane, deci fi mutat în altă parte, dimpotrivă, la noi în localitate vin oameni. Localitatea este dezvoltată, este aerisită, este într-o zonă de munte, ei sunt niște oameni gospodari, muncesc în afară, vin și aduc sumele necesare de bani. În aceste condiții se dezvoltă localitatea, inclusiv cu sprijinul dumnealor care sunt plecați, inclusiv cu sprijinul nostru, cu sprijinul guvernului, cu sprijinul Consiliului Județean, reușim să modernizăm inclusiv localitatea. Vedeți dumneavoastră, se vorbea, era Larga, care era uitată, aproape ștearsă, cum să vă spun, de pe harta localității, și totuși la ora actuală, nu numai Larga, ci toate satele care sunt componente a Comunei Dofteana, anul acesta nu terminăm de asfaltat. Câtă finanțare am, nu dovedesc ca să o și consum, finanțare care vine de la Guvernul României, de la Ministerul Dezvoltării, și vom continua și anul 2023. Dacă suntem sănătoși, de la data de 1 noiembrie voi începe proiectul mare, modernizarea drumului DC131A, care face legătura dintre satul Seaca și drumul național DN12A. Deci anul 2023 va fi plin de activități. Plin și vor mai veni. Mai sunt în derulare, că urmează să semnez încă 4 contracte de acum încolo. Spor la treabă. Mulțumim frumos! Câteva sute bune de oameni veniți din toată țara au sărbătorit duminică 23 octombrie în avans Ziua Armatei Române în Cimitirul Internațional de la Valea Uzului și au adus un omagiu militarilor români care au murit în zonă, în special în Primul Război Mondial. Alături de primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma, au fost cei de la Asociația Calea Neamului, în frunte cu Mihai Târnoveanu, Dan Grejdeanu de la Frăția Ortodoxă, Pompiliu Diplan, Luis Bratu, Alexandra Spireanu, Gheorghe Samuelă, dar și reprezentanții filialelor Băcăoarne ale Asociației Naționale Cultul Eroilor, Asociația Națională a Veteranilor de Război și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. Este vorba de președinții Dănuț Voicu, general în rezervă Vasile Florea și colonel Costel Ciupercă. Ziua Armatei României se sărbătorește pe 25 octombrie. În județul Bacău s-au început manifestările de celebrare a acestei zile pe 21 octombrie la centru George Apostu, unde a avut loc un simpozion organizat de Garnizoana Bacău și în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor, filiala județului Bacău. Astăzi ne aflăm la un moment de cinstire a eroilor căzuți în Primul Război Mondial pe aceste meleaguri și înmormântați în acest cimitir al eroilor. Cimitirul în care ne aflăm acum vă spun câteva cuvinte despre istoria lui. În 1915 se găsea o parcelă civilă în care erau mormântați cei care au sălășuit pe aceste meleaguri. Aici înainte a fost o exploatare forestieră care muncitorii s-au căsătorit, s-au așezat, fiind câteva zeci de familii care au trăit și au fost înmormântați aici. În 1917, în urma luptelor dintre armata Imperiului Austro-Ungar și armata, în principal armata sovietică, au fost înmormântați 350 de eroi unguri și probabil nu există documente cei 408 militari sovietici care au fost omorâți în luptele de pe aceste meleaguri. Manifestări de-a lungul anilor, din ultimii 3 ani, au fost organizate în preajma zilei armatei sau cu alte ocazii. Diversi simpatizanți, diversi cetățeni care cinstesc memoria eroilor căzuți pe aceste meleaguri în luptele de apărare a integrității României au venit în număr destul de mare pentru a-și manifesta simpatia și manifesta simpatia și expresia de cinstire a eroilor, a memoriei lor.
În continuare vom avea pe 24 mâine, tot în zilele, mă refer la zilele de cinstire a eroilor armatei României, o deplasare la Roșia Vățu, în județul Buzău, locul unde a căzut capitanul, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu și unde fundația care îi poartă numele, prin președinta Eleonora Arbănaș și cu forțele locale din zonă, au înălțat un monument și o cruce exact pe locul unde am căzut cu avionul. Apoi, pe 25, așa cum este firesc, în cimitirul central din municipiul Bacău va avea loc o manifestare militară și religioasă și depunerea de coroane în amintirea tuturor eroilor armatei României care s-au jertfit pentru apărarea patriei. Acest cimitir a fost reorganizat în anii 1926-1927 de Asociația Cultului Eroilor, pe atunci Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, așa cum s-a întâmplat în toată România. Reorganizarea a avut loc pe acest teritoriu unde au fost înmormântați eroii unguri, români, ruși, italieni, austrieți, francezi și sârbi, și așa mai departe, respectând convențiile internaționale de a păstra memoria și a-i reorganiza de pe locurile unde au fost înmormântați provizoriu. Meritul societății cultului eroilor a fost incontestabil de a reorganiza și în acest teritoriu a Văii Uzului, așa cum a procedat, cum am spus, în tot teritoriul României. Pentru a doua oară prezent la cimitirul internațional de la Valea Uzului a fost și generalul Ion Pricopie, la aproape 103 ani. Sunteți pentru prima dată aici la cimitirul internațional de la Valea Uzului? Nu, a doua oară am venit. Și cum vi se pare evenimentele organizate de Ziua Armatei aici la cimitirul internațional? A fost o surpriză pentru mine că nu știu că o să fiu convocat aici la Valea Uzului, la cimitirul internațional de la Uzi. Stai mă, că aici am mai fost. Și iau legătura cu Bacău, cu domnul general de la Bacău, care... Și spun ce se întâmplă. Nu, te-am programat ca să mergi la Valea Uzului să sărbătorim Ziua Armatei. De data aceasta, pe lângă steagurile purtate de cei soțiți la Valea Uzului, au fost aduse 150 de cruci, care au fost purtate simbolic de cei din Frăția Crucilor. Astăzi cinstim Ziua Armatei Române și vă mulțumesc tuturor celor care ați venit din toate colțurile țării, aici, la Poarta de Fier a Moldovei. Salut prezența românilor adevărați, așa cum spuneam, din toate colțurile țării. În primul rând, vreau să-l salut pe bunul nostru prieten Mihai Târnoveanu, președintele Asociației Calea Neamului. Alături de el a venit Dan Grăjdean, un mare român, un mare patriot, un om care inspiră cu orice activitate pe care o face, dezvoltând astfel Biserica Română Tradițională, Biserica Ortodoxă și nu numai. În dreapta mea am deosebită plăcere să-l salut pe domnul general Vasile Florea, împreună cu o parte din camarazii domniei sale, și îl amintesc aici pe domnul general Procopie Ioan, general și unul dintre puținii supraviețuitori din al doilea război mondial. Ne va spune câteva cuvinte să înțelegem noi, cei care n-am prins ororile celui de al doilea război mondial, ce au suferit cei pentru care astăzi am venit să ridicăm un imn de slavă. Salut totodată prezența preacucernicilor părinți în frunte cu părintele Anfilohie, care de fiecare dată ne-a cinstit cu prezența aici, la Valea Uzului. Vă propun să începem ceremonialul nostru cu intonarea imnului de stat, după care vom asculta acea frumoasă slujbă cu care părinții noștri ne-a învățat an de an.
imnul de stat al României. Bine v-am găsit, iubiți frați români! Suntem împreună, oameni simpli, moldoveni de pe linia de tera Moldovei, din Dărmănești, Tofteana, Comănești, Târgu Ocna, împreună cu fraților din întreaga țară, din Moldova, din toată Moldova, din țara românească, din Transilvania, împreună asociații Calea Neamului, Frăția Ortodoxă, Starea de Libertate, Legitima Apărare, Alianța Părinților, împreună suntem Frăția Crucilor. Doamne ajută și bine v-am găsit! Sus crucile, frate români! Sus crucile! De la pământ spre cer se ridică Duhul nemuritor al eroilor care și-au dat viața pentru că noi astăzi să avem o țară cu numele de România, grădina Maicii Domnului. De la pământ către cer se ridică Duhul nemuritor al eroilor, al căror sânge a întărit acest pământ. Frăția Crucilor, formată din 150 de oameni cu 150 de cruci, are misiunea sfântă de a apăra până la capăt cele 52 de cruci ridicate aici de Primăria Dărmănești în memoria eroilor armatei române. Frăția Crucilor, 150 de oameni, 150 de cruci, nu ține cont de nicio instanță judecătorească. Frăția Crucilor va ține în veci cont de sângele și oasele eroilor români care au căzut aici, indiferent ce vor hotărâi tribunalele, indiferent îi va aparține cimitirul de Bacău sau de Harghita. 150 de cruci pentru 150 de eroi ai armatei române vor răspunde aici prezent! 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 Avem marea onoare și marea bucurie să avem pentru prima dată între noi uniformă militară. Vă rog frumos să aplaudați pe domnul general. La Valea Usului, poate spun un păcat acum, Dumnezeu să mă ierte. La Valea Usului, uniforma militară este, cred, la fel de prețioasă ca haina preoțească, aici, la Valea Usului. Dau în continuare cuvântul domnului general de flotila aeriană, profesor doctor Vasile Floia, președintele veteranilor de război Bacău, care a venit însoțit de camarazii domniei sale. În cinstea acestor bravi militare a armatei române, o urare! Trăiască! Trăiască! Trăiască și florească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și florească Moldova, Ardealul și țara românească! Nu este fizic alături de noi, dar este cu sufletul domnul general de flotila aeriană Radu Teodoru, care ne-a transmis așa: Valea Usului astăzi este Mărășeștiul vostru. Băieți, nu vă lăsați! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 25 octombrie, cerul va fi parțial înnorat. Mercurul în termometre urcă până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 11 grade Celsius.
Miercuri 26 octombrie. Vremea continuă să fie una caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi parțial senin, iar maxima zilei ajunge până la valori de 20 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 9 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesa în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.